Un tânăr de 18 ani din comuna Brâncoveni a fost prins la volan de 2 ori în 2 zile, deși nu deține permis auto. Prima dată a fost depistat pe 20 noiembrie. Polițiștii din Piatra Olt l-au oprit pentru control pe strada Traian din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Ulterior, pe 22 noiembrie 2023, tot la Piatra Olt, polițiștii l-au oprit din nou pentru control pe strada Aluniș, de data aceasta, pe tânărul fără permis. Pe numele său a fost întocmit un nou dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis. Sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Balș, pe numele tânărului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Pentru faptele lui, tânărul riscă ambun de închisoare. Astfel de activități ale poliției vor continua pentru prevenirea accidentelor și comiterea infracțiunilor în traficul rutier.